Ia să vedem cum o să arate Call of Potato ce-o fișă ăsta. Salut, AGG. Zdem ce ne arată domnul Ubisoft. Scrie și nume o să-i pun. Asta cred că mai mult mă interesează decât... Ok, deci e Tom Clancy. Bun. Tom Clancy's What Now? Ok, motorul grafic din Siege. We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. Oh, in San Francisco. This is our take on a multiplayer first-person shooter. We need to get you in early and find out what you think. Our goal is to make a best-in-class shooter for you, the players, to compete and have fun with your friends. Aveți abilități de invizibilitate, nu cred că e prea ok. We're proud to introduce our new game. Defiant. X-Defiant. XD. Your feedback is essential to help us make this game great. Later in this video, Defiant. We'll tell you how to get involved. But first, we'll deci nu e Splinter Cell. This is a free to play high octane. Eram sigur. Free to play. Realistic gunplay? Eram sigur. I called it. Those classes are represented in our game as factions, each bringing unique gameplay and team dynamics. Overwatch. Each faction comes equipped with traits, Overwatch and an ultra to complement your Overwatch and the faction. Okay. E Call of Overwatch, chat. No, e Overwatch, chat, ai tank, DPS și healer. They're inspired by Maverick groups from across Tom Clancy's games and beyond. From this inspiration, we created new characters and gameplay unique to our shooter. Dirty bomb, da. And we'll continue to add to this diverse cast as the game evolves. Deci văd că sunt cei drept caractere din celelalte jocuri Tom Clancy, ceea ce e destul interesant. The gunplay has to be our top priority. Sper că ai și moduri fără abilități. E pur și simplu doar gun run. We put a lot of care into how our weapons look and feel. Okay. Every weapon attachment for precise, satisfying gunplay. Ar putea fi nice, nu zic nu. Deci dacă e fun. Match any faction weapon loadout. You can swap at respawn to adapt to a changing battlefield. Personalize your faction and loadout to be what you need when you need it. And I can't stress this hard enough. We are a shooter first. Okay. And your abilities and ultras create unique opportunities to set up nail-biting shootouts and unforgettable clutch plays. Okay, aia pare puțin cam cheesy. And gear in a fast-paced fight is a whole new experience in Tom Clancy gaming. We are super stoked by what we've accomplished so far. And I couldn't be more proud of our incredible team. We want to personally thank everyone that's worked so hard during the pandemic to keep the momentum going on this game. Ce de animăluțe! Harder for some of you. We hope that we can build a community that's a place where people can connect and have fun. And we're committed to creating a welcoming game based on fair play and transparency, whether you're playing casually or pushing yourself competitively. Okay, rank normal. Still in early development, but we're gearing up to let you in as soon as possible. So register right now to participate in our early rollout phases. Okay, there's not any alpha nimic acum, okay. We really want your input. So please reach out to us on social media. Mă, gameplay-ul pare fun, dar sper să aibă și mod fără abilități. August 5, Poggers. Poate, sigur o să facem rost de acces atunci. I mean... Cum se cheamă? N-arată rău. Îmi place vibe-ul puțin pe care l-are și ideea că vrea să combine toate jocurile Tom Clancy pe care le-au avut până acum. Dezamăgirea este că na, nu este un joc Splinter Cell. Aia e. It is what it is, dacă e să o luăm așa. Gameplay părea fun, dar sunt tone și tone de chestii pe care trebuie să le balanceze 100% acolo, pentru că deja îmi miroase ca în Overwatch. Ăsta este meta-ul ăsta, trebuie să folosiți, asta e. Scurios cum e customizarea de arme și scurios și cum ce moduri de joc au. Adică
din câte am văzut aveai ceva doar capture the point în gameplay-ul ăla pe care l-am dat. Mă, ținând cont că o să fie free-to-play, clar o să fie tone de skin-uri și tone de porcării pe care poți să le cumperi. Pay-to-win n-ai cum să-l faci pentru că e până la urmă un shooter decât dacă începi să vinzi arme de-a binelea care să-ți crească damage-ul, ceea ce nu se întâmplă nicăieri asta, nici în Call of Duty, uite, nu se întâmplă în Warzone treaba asta pentru că se vând literalmente tone de skin-uri. Mă aștept să fie gârlă de pachete de skin-uri și chestii genul ăsta, season pass-uri și toate alea, dar pare mult mai atractiv decât porcăria de Hyperscape pe care au prezentat-o acum ceva timp. Adică față de Battle Royale-ul pe care au vrut să-l facă inițial, ăla Hyperscape, ăsta arată mult mai promițător și cu siguranță aș vrea să joc ăsta decât să mă joc Hyperscape. Îmi place cum arată caracterele, îmi place designul și tematica pe care și-au ales-o și ideea asta de caractere luate din alte jocuri Tom Clancy. Ce nu-mi place e treaba cu abilitățile și că se simte ca un Overwatch pentru că ai tipuri de clase și chestii genul ăsta. Poate ai și moduri fără abilități, doar pur și simplu normal shooter, nu cu bâzdăgănii de genul ăsta. Mai ales că unele abilități păreau destul de broken, precum chestia cu invizibilitatea sau cu shield-ul care era destul de, cum zic, de hardcore. Tu puteai să tragi prin shield, dar ei nu puteau să tragă în tine, ceea ce mi se părea destul de ciudat. N-am pățit aia, man, în FF. Poate Alex, dacă știe, te poate ajuta. Dar pe treaba să nu știu. Bă, overall, pare drăguț. Numele e puțin cam cringe. Exact la ce mă așteptam. X-ul ăla din față a stricat toată treaba pentru mine, dar înțeleg de ce au făcut asta. Și, pare mișto. Eu zic că o să fie interesant. Acum rămâne de văzut pe august 5, când o să avem acces să-l jucăm. Acum să sperăm că ne lasă să și postăm gameplay, că de participat cu siguranță o să am acces la el. Că, na, cu toate că vorbesc uneori de rău jocurile de la Ubisoft, ei tot îmi sunt, cum zic, sunt mulțumiți de faptul că măcar postez chestii legate de jocurile lor și că postez jocurile în general și avem o relație destul de bună. Așa că da, că zici a joke. Da, I mean, it's a joke. Mă, e un Ubisoft original, arată cât de cât ok. Se putea mai rău, putea fi o chestie mult, mult prea dubioasă, putea fi o nouă încercare de Battle Royale, dar uite că n-a fost, ceea ce e ok. Eu părere sincer am ce super, exact, adică cât timp e o relație de love-hate, eu zic că e ok. Dacă e să o luăm așa. Uite, chestiile astea personal nu prea mă atrag. M-am cam plictisit de genul ăsta stil Overwatch, dar înțeleg de ce au mers pe ideea asta. Adică, why the fuck not? Dar grafic arată ok. De felul cum se mișcă și cum se prezintă arată iarăși ok. Hărțile par cât de cât nice, grafica e cea din Rainbow. Aici aminte de Brink? No, Brink era cu totul altă mâncare de pește. Aici aminte mai degrabă de Dirty Bomb. E doar pentru PC players din US și Canada? Am înțeles. Bine, poate pot să fac rău să joc pe server de America, dar nu cred că e altă treabă. Da, nu, mai mult seamănă Dirty Bomb, adică grafica pe care o are și stilul e mai mult apropiat de Dirty Bomb, dacă să luăm așa. Dar overall e nice. Adică nu pot să zic că să... Adică nu prea văd de ce aș arunca cu nămol. Ținând cont că și așa suntem foarte însetați de un joc nou care să ne ocupe timpul, eu zic că e binevenit ăsta. Mai ales că e și free. Ce rost mai are să ne plângem, nu?